Când vine vorba de laptopuri, îmi plac laptopurile ultraportabile. De asta am aici un laptop cu Windows de la Razer. E bine, pentru laptopul ăsta, dacă plec undeva și nu am nevoie să mă joc foarte mult și așa mai departe, nu o să-mi iau cu mine încărcătorul, așa că mi-am luat o geantă foarte slim. Vedeți? O geantă foarte subțire și se potrivește perfect pentru laptopul ăsta. Ei bine, mereu aveam problema dacă vroiam să-mi iau cu mine și un mouse. De obicei, mouse-ul meu preferat era acest Logitech G305, încă îl folosesc majoritatea timpului. Dar mouse-ul ăsta, dacă vreau pur și simplu să-l pun în geantă, era destul de mărișor. Salut jucătorilor, sunt Alex, bine ați venit la un nou clip pe canalul Arena Digitală. În clipul de astăzi vă prezint pe scurt mouse-ul de la Microsoft Surface, Arc Mouse. Este un mouse prin Bluetooth care, după părerea mea, este mult prea scump în mod normal, dar l-am prins cam la jumate de preț și de mult am vrut să am așa ceva, așa că am zis hai să-l iau și să vedem despre ce e vorba. Primul lucru care m-a surprins, avem o cutie super, super mică și mă bucur pentru că asta înseamnă că de fapt mouse-ul va fi într-adevăr foarte portabil, exact așa cum vroiam eu. Vedem în față desenat mouse-ul și în spate nu vedem nimic interesant. Cred că este un produs resigilat, de aia l-am luat eu la jumate de preț, dar am văzut că este totul în ordine. Dacă desfacem cutia, pur și simplu aici este mouse-ul. Primul lucru pe care îl observ cu mouse-ul ăsta atunci când îl scoți din cutie, observ că este plat și foarte subțire. Asta este ideal pentru transport, după cum puteți vedea, super, super subțire. În partea din spate avem aici un slot pentru baterii, de asta partea asta din față e puțin mai groasă și suportă două baterii din astea AAA. Aici avem butonul de pairing, pur și simplu se ține apăsat pe butonul ăsta și veți vedea aici acest LED care se află în gaură asta. Pur și simplu va începe să semnalizeze că este în pairing mode și atunci intri de pe calculator și prin Bluetooth te conectezi mouse-ul ăsta funcționează doar prin Bluetooth. În partea din față avem piciorușul ăsta care va sprijini mouse în față și avem și în spate. Ei bine, partea faină este că nu trebuie să ne chinuim să folosim mouse în poziția asta, foarte flat. Pur și simplu, ca să aprinzi mouse-ul, faci așa. În momentul în care tu ai îndoit mouse-ul, să spunem așa, pur și simplu se aprinde. Vedeți? Și a început procesul de pairing. Acel LED pur și simplu licărește, înseamnă că pot să-l caut cu un dispozitiv compatibil și să fac pairing. Așa că deschidem laptopul și facem rapid pairing să vedem cum funcționează toată treaba și dacă mai sunt lucruri interesante de văzut la mouse-ul Ok, și acum suntem la Bluetooth, am găsit Surface Arc Mouse. Pur și simplu dăm click și s-a conectat. Să vedem s-a conectat, este foarte tare că îmi arată aici și procentajul de baterie, îmi scrie 65% și hai să vedem dacă funcționează. Și da, mouse-ul funcționează și ce îmi place foarte mult este că de obicei mouse-urile prin Bluetooth au un fel de lag. Observ că mouse-ul ăsta nu are lag deloc. În schimb, ce nu-mi place neapărat este modul în care dai click partea asta din față se simte ca un singur buton pe care dai click, din păcate. Observ că dacă într-adevăr apăs în partea dreaptă, va accesa click dreapta, da? Ultimul lucru interesant despre mouse-ul ăsta, ia uitați cum se întâmplă scroll-ul, pentru că mă gândeam, ok, mouse-ul ăsta nu are rotițe de scroll, dar nu are nevoie, pentru că partea asta de aici este touch-sensitive, da? Și vedeți acolo pur și simplu că așa se dă scroll. Pentru că mouse-ul ăsta este așa de mic, sunt curios să văd cât de greu este, cu tot cu baterii. 85 de grame. Sunt curios cât de greu este mouse-ul meu normal, care după părerea mea este un mouse destul de ușurel. Ok, mouse-ul normal este 98 de grame, deci nu este o diferență extraordinară. De ce nu-i mouse ăsta super ușor? Pentru că aici anuntru cred eu că este ca un fel de balama metalică. Pentru că se aude aici ceva într în, în momentul în care îl închid și îl deschid. Și apropo, în momentul în care mouse-ul stă așa, este pur și simplu închis. Da, vedeți că s-a închis led-ul. În momentul în care îl îndoi, mouse-ul pornește. E foarte tare pentru că asta înseamnă că o să te țină foarte mult bateria. Când îl pui în geantă pur și simplu și îl faci așa, el se va închide automat. Cam atât din partea mea despre acest mouse. Sunt curios dacă voi aveți un mouse puțin mai interesant sau care mouse vă place sau v-ar place să vă luați. Spuneți-mi și dacă vreți să fac un review la acest mouse de gaming, Logitech G305. După părerea mea, una dintre cele mai bune alegeri dacă vrei să mergi pe wireless. Ca de obicei încerc să răspund la toată lumea în secțiunea de comentarii și până data viitoare, toate cele bune!